Bună seara, suntem la Starea Nației. Pentru început aș vrea să vă spun că dacă voi deveni alcoolic, de la politica românească mi se trage. Să nu ziceți că nu v-am avertizat. Urmărind ce se întâmplă zilnic în mocir la asta, nu poți, băi nene, să reziști prea mult dacă ești treaz. Trebuie să bași ceva în instalație, așa cum ne-a învățat președintele. Doi băieți care au înțeles perfect cum stă treaba cu alcoolul se bat pentru un loc la Cotroceni. Da, mă, Mircea Joană și Cătălin Predoiu se tot autopropun pentru candidatură la președinție. Problema lor e că nimeni nu-i ascultă. Și atunci ce să facă și ei? Au început să vorbească între ei, nu? S-a trezit că a făcut alegeri interne în PDL, a alergat prin toată țara, a băut pălincă de-l doare ficatul cu toți primarii ardeleni ai PDL-ului și acum s-a trezit că a venit Iohannis și i-a luat fața. Mamă, ce a zis-o, frate! I-a dat la pateu! Ficat, ficat, nu așa! Mai departe, văzând că este și el băgat în seamă, Predoiu s-a simțit dator să răspundă. Joana e invidios pentru că e neputincios la băutură. Își dă drumul înainte să se deschidă șampania. Mircea Joana, mai bine hai la mine, consilier, că tot căutai de muncă acum vreun an. Îți dau un salariu bun și te învăț și cum să bei. Băi, sigur, tâmpeniile astea cu îl doare ficatul, e neputincios la băutură, își dă drumul înainte să deschidă șampania, îți dau salariu bun și te învăț să bei, s-ar putea să prindă, mă, la un anumit public. Problema e că publicul ăla nu prea ajunge la urne. Ăla se împotmolește la cârciumă și acolo rămâne. Leb! Așa că din toată gâlceava asta de divizia județeană a politicii putem trage o singură concluzie. Am involuat, nene Iancule, dar rău de tot. Dumneata ne povesteai despre cetățeanul turmentat. Acum avem candidații turmentați care stau pe Facebook și se întreabă: bă, dar oare o alege și pe mine cineva? Opa, stai, bă, că amințesc. O alege, bă, și pe mine cineva? Adică o fi cineva atât de inconștient? Bă, sper să nu, serios. Vedem sumarul și revenim, stați cu noi. În această seară, la Starea Nației, SRI, STS și SIE nu mai plătesc rovinieta pentru mașinile pe care le dețin. Băi, da, foștii turnători mai plătesc, fiindcă și ei tot pentru țară au lucrat. Și noi mai plătim dacă lucrăm la România TV? Guvernul a hotărât să ajute milionarii cu 750 de milioane de euro. Reducere la factura pentru energie. Lăsați, domnul Ponta, că plătim noi, nu-i problemă. Da, la toamnă, candidați din partea dreptei. Radu Berceanu a dat un interviu incendiar în care atacă pe Elena Udrea și Traian Băsescu. Hopa, dar nu v-ați grăbit puțin? Nu știți că mai are mandat câteva luni și că procurorii sunt tot ăia de când v-ați retras? Șoc! Klaus Iohannis poate să zâmbească! Cu spatele stă mai prost, o să-l cocoșeze babele în campanie. Un interviu în exclusivitate cu proprietarul a 6 căști frumoase puteți vedea numai la Starea Nației. Am văzut 40-50 centimetri? Păi așa mare? Da. Un studiu spune că noi, românii, o avem mică. Cea mai mică din Europa, de fapt. Ce părere au românii despre asta, aflați imediat la rubrica Vox Populi. Doamnelor și domnilor, așezați-vă confortabil, urmează Starea Nației cu Dragoș Pătraru. Mă tot uit zilele astea la falsul subiect pe care încearcă să-l lanseze televiziunile. De ce nu mai iese, domne, Traian Băsescu să facă declarații în fiecare zi? Dar ce aveți, fă, bă, era doar de niște declarații de la Cotroceni? Vreți să vă enervați și nu știți cum? Cucubau, cucubau, vreau să plec, vreau și să stau. Împrejur noi ne învârtim și apoi vreți noi ne oprim. Ei bine, pentru că vă roade atât de tare problema asta, pentru că vreți neapărat să știți de ce nu mai apare cucu, vă spun. Își reface vocabularul, mă, de aia. Da, să nu credeți că glumesc. Timp de o lună de zile, dacă nu mai mult, Traian Băsescu n-a avut decât o idee fixă, exprimată în cuvinte puține. Eu votez PMP.
Eu voi vota Partidul Mișcarea Populară și voi face declarații publice în care nu voi ascunde această opțiune. Păi vă dați și voi seama că după ce ai repetat o lună de zile doar asta, uiți celelalte cuvinte, bă. Spui votez PMP, votez PMP ca un papagal, nasol. Pur și simplu sfug din minte restul cuvintelor din limba română. Așa că de-aia nu mai apare Băsescu în ultima vreme, băi. E la școală, din nou. Că nu-și permite să se facă de râs ca fisa aia mică. E dita mai președintele de țară, băi. Trebuie să aibă un vocabular bogat, să facă față unor discuții complicate, nu? Cât o să mai stea pe bară? Băi, se pare că multă vreme, pentru că de 3 săptămâni n-a reușit să treacă de cuvintele de bază. Adică bere, vin, whisky, gheață, șpriț, toarnă, mă. Dar până în toamnă își revine el, nu vă faceți griji. Guvernul de stânga al României, condus de Che Guevaristul Victor Ponta, ne-a dat cu protecția socială în cap și a trecut de partea bogătașilor. Cum? Simplu, mă. Printr-un ajutor de stat. Dar asta s-a văzut mai puțin la TV. La TV s-a văzut cum îl preocupă pe domnul prim-ministru facturile alea încărcate la energie. Consider inadmisibil ceea ce se întâmplă de ani de zile, cred că de prin 2007-2008 încoace, și anume încărcarea facturilor, nerespectarea condițiilor de privatizare. Mamă, ce m-am bucurat! Deci premierul știe acum că ne fură ăștia la factura de electricitate și va lua măsuri? De fapt a și luat. Da, i-a scutit pe bogătașii energofagi de plata a 750 de milioane de euro. Un fleac. Guvernul a aprobat un ajutor de stat pentru marii consumatori de energie electrică, aceștia urmând să fie scutiți de la plata până la 85% a certificatelor verzi. Așadar, marii consumatori de energie nu vor mai plăti 85% din valoarea timbrelor verzi. Dar nu se vor lua bani de la buget, băi, stați liniștiți. De unde se vor lua bani? De la micii consumatori, na. Adică de la noi, da. Ce fețe de proști avem? Da, mă, de la noi. Eu, Radu, voi toți consumatorii casnici veți plăti în plus la factura de electricitate pentru ca marii consumatori să plătească mai puțin. Adică, să înțelegem mai bine, noi vom plăti pentru ca Ioan Niculae să nu-și vândă naibii elicopterul ăsta frumos. Sau avionul, nu? Vom mai plăti bani în plus la factura de energie electrică pentru ca Lakshmi Mittal ăla să nu sărăcească, băi, și să le poată oferi copiilor săi nunți ca cea a fiicei mai mari, care s-a aflat în top 5 al celor mai scumpe nunți din lume. Domnul Ponta, mai bine ardeți tricou ăla cu Che Guevara, domne, pe bune. Și renunțați la prostiile alea cu dreptate până la capă, dreptate socială și tot ce mai aveți de stânga prin debara. Sau, bă, te pomenești că dacă tot nu prea ați votat cu PSD-ul până acum, aoleu, vă pregătiți să fiți noul candidat al Dreptei Unite? Băi, abia așteptam să ne vedem în seara asta. Da, credeam că mi-o ia cineva înainte și comentează cea mai mare dezvăluire din ultimii 10 ani. Chemați-vă rudele, cum zice Ciutacu, veniți încoa. Știți ce se spune despre relația dintre președintele Traian Băsescu și președinta PMP, Elena Udrea? Da, bă, uite că au reușit, acum sunt amândoi președinți. Mă rog, mai sunt câteva luni, da. Ei bine, știți ce se spune despre cei doi, nu? Se bat tot felul de apropouri de-astea. Noi facem aici la emisiune de un an de zile numai glume proaste pe seama legăturii dintre Traian și Elena. Ei bine, cuprinsă de un val de nejustificată sinceritate, doamna Udrea a mărturisit. Da, a spus adevărul, gol, goluț, public. Eu zâmbeam pentru că s-a întrebat pe mine, care de 10 ani sunt președintelui, după 10 ani în care am învățat de la Traian Băsescu, de asta mă gândeam că eu mai puțin mai am nevoie de.
Da, Eleno, da! Adevărul te va elibera, fată! Am fost nevoit să punem bip pe cuvintele care nu puteau fi reproduse la televizor. Se mai uită, bă, copii la ora asta și apoi am fi avut probleme cu CNA-ul. Câte amenzi să ne luăm și noi. Oricum ați înțeles ideea, noi credeam că vom afla ce s-a întâmplat între cei doi dintr-o carte, așa, ceva scrisă de vreunul dintre ei, când va fi așa între două vârste, bătrânețe și moarte, înțelegi? Dar uite, bă, că doamna Udrea n-a mai putut trăi cu această apăsare. Vă mulțumim, doamnă, vedeți ce bun e adevărul. Dumneavoastră nu mai trebuie acum să vă ascundeți, iar noi nu mai avem de ce să facem glume proaste pe seama relației dintre dumneavoastră și Nea Traian. Na. Doamna Udrea, încă puțin, dacă tot sunteți la momentul ăsta de sinceritate maximă, despre mărime, doamnă, puteți să răspundeți ceva? Adică dumneavoastră, femeie cu experiență, mă gândeam că... Da, băi, Radule, băi, nu râde, băi, pentru că a ieșit acum un studiu potrivit căruia noi, românii, bărbații români, adică avem, adică nu prea avem, băi, Radule, asta e problema, că nu prea avem. Da, studiul ăsta spune că românii au cel mai mic cocoșel din Europa. Da. Zi, bă, tu ce ai de zis în apărarea ta, hă? Adevărul ni-l spun oamenii lui Răzvan Anghelescu la Vox Populi. Credeți că avem cel mai mic penis din Europa? Eu zic că avem, da. Cam cât de mare îl avem? Așa, procentaj? Nu, în centimetri, să spunem. 100, cât de... Am văzut 40-50 de centimetri? Păi așa mare? E, da. În comună cum stați la capitolul ăsta penis, la capitolul dotare? Stați bine sau prost? Prost! Păi, bossule, nu știu cum să mă exprim la întrebarea asta, dar e ceva jenant. Nu, nu cred. De ce? Păi, de ce? Noi suntem altfel de oameni ca ei? Nu, dar că suntem cei mai puțin dotați, haideți să vorbim frumos așa. Nu credeți că e adevărat? La vârsta mea nu mă dă bătut. Fetele sunt mulțumite? Foarte. Ce spun? E totul bine. În comună cam care e treaba așa? Sunteți... De cum? Păi la noi nu e ca să ne aibă doi copii, trei copii. Femeile par mulțumite așa? Da? În fin, nu știu ce să vă spun, că... Nu vezi că femeile astea fuge de noi de aici. Las că cele mai frumoase românce e... Româncii noastre, astfel femei, da. Și ce zice, că ăștia nu are penisul de pleacă în... De pleacă româncele noastre. Da. Noi avem cel mai mic penis. Ok. Ia, alții mai deștept ca noi, alte țări. Nu, dar din ce ați auzit pe aici, pe la noastră, în comun, avem sau nu avem penisul mic? Nu prea e spus așa, nu mă interesează. Nu v-ați interesa niciodată de cât are vecinul noastră sau cât de dotat? Fiecare face ce vrea. Și cu ce are, spuneți? De ce credeți că am ajuns să avem cel mai mic penis din Europa? De timpurile astea prea bune. Din cauza, nu știu, oamenii politici au vreo vină că avem cel mai mic penis? Oameni politici, păi pentru ei e oameni politici, nu pentru noi. Pentru noi... Nu, dar cine credeți că e de vină că avem cel mai mic penis din Europa? Cine e principalul vinovat? Din conducători? Da. Toți, că se mănâncă unii pe alții. Face furor pe net zilele astea un interviu amplu acordat de Radu Berceanu. Da, bă, Radu Berceanu, fostul lider pedelist, hai că-l știți, s-a retras acum 2-3 ani din lumina reflectoarelor. Mamă, ce prăpăt face Berceanu, cum dă el în Băsescu și în Elena Udrea? Elena Udrea la început stătea, era atentă, tăcută, voia să vadă ce se întâmplă, să se lipească de cei cu influență, să fie utilă, ca mai toți cei care se duc la un partid și încearcă să-și facă un drum. După aceea a început să se creadă Evita Peron, ceea ce cred că nu este. Îi lipsesc tot felul de lucruri, de exemplu câțiva ani din CV. Ce s-o fi întâmplat în acești ani? Unde o fi fost? Cum o fi fost? Asta despre Udrea, printre altele. Iar despre Băsescu, păi băiatule, păi l-a făcut direct nesimțit.
Ca să vezi, a dat comandantul un ordin și ăștia, la fel ca PD, nu l-au respectat. Mesajul electoratului a fost așa: pe tine te placem, te votăm, dar când vrei să ne bagi pe gât diverse chestii, nu le vrem. Vedeți? Cum să ai tupeul, chiar nesimțirea, să rupi un partid de pe dreapta și a doua zi să vorbești de unificarea dreptei? Trebuie să fii deosebit de nesimțit să faci așa ceva. Da, domne, uite! În sfârșit, un om curajos care nu se teme să spună lucrurilor pe nume. Totuși, așa să fie, mă? Domnul Berceanu, nu credeți, domne, că e cam târziu? A? Adică ați fugit la Craiova, ați scârbit de politică, să vă lingeți rănile și să nu mai fiți chiar atât de expus în fața DNA-ului cu afacerile alea cu metrou, iar acum v-ați întors pe cai alb ca să dați tare în dușmani? Dom'le, eu cred că v-ați grăbit, serios. Păi omul mai are câteva luni de mandat, Codruța încă în putere. Zic să o dați repede pe glumă, dom'le, să spuneți că s-a înțeles aiurea ce voiați dumneavoastră să spuneți, nu? Aș vrea acum să le transmit niște vorbe grele jurnaliștilor din presa centrală. Păi vouă nu vă e, bă, puțin așa la obraz să desfășurați această campanie furibundă împotriva domnului Iohannis, viitorul președinte al României, mă? Adică, pentru mine e clar că lucrați la comandă, frate. Păi despre afacerile dubioase în care este implicat Iohannis se scrie în presa de la Sibiu de ani de zile, nimeni de la București ne dezvoltând subiectul. Acum că omul ar putea să candideze la președinție, toată presa îi dă cu Iohannis 6 case. Nu v-ar fi rușine? Klaus Iohannis susține că și-a cumpărat 6 case doar din salariul de profesor și din cel de primar. Potrivit declarației de avere, primarul Sibiului și soția lui au cumpărat din 1992 până acum 6 imobile, 3 apartamente și 3 case pe care le închiriază. 6 case, 3 apartamente, 3 case, de fapt. Așa este. Știu ce am și sunt bucuros că am avut șansa să am aceste lucruri. Dacă aseară vorbeam despre 6 case ale domnului Iohannis, despre care domnia sa spunea că le-a obținut cu banii din meditație, azi am descoperit o a 7-a. Să vă fie rușine, bă, să vă fie rușine. Domnule Klaus Iohannis, permiteți-mi să prezint eu scuze în numele colegilor. Ăștia atacă la ordin, domnule. Nu v-a spus domnul Antonescu la ce trebuie să vă așteptați de la noi? V-a spus sau nu v-a spus? Alo? Alo, domnul Iohannis, v-am adresat și eu o întrebare, domnule. Trebuie să ridicați chiar un pic mâna să-mi dau seama unde sunt. Da. Ai, domnul Iohannis, alo, șeful? Aici, domne, așa, eu sunt. Ridic, domne, ridic mâna. Vă ridic la fileu, na. Ca orice propagandist care se respectă. Vai de mine, dar ați rămas fără vaselină, domne. Ce aveți de vă întoarceți așa ca lupul? Vă spun, trebuie să vă antrenați puțin. Păi la câți vor să vă muște pe la spate? Nu vă văd prea bine. Deci, domnule Iohannis, concentrați-vă puțin, vă rog frumos. Vreau să vă scot bine la interviu ăsta, dar trebuie să mă ajutați și dumneavoastră. Știți cum să spune, trebuie să vrea și calul. Domne, ar trebui împușcați ăștia care vă tot acuză că aveți atâtea case? Nu cred că este posibil să vă dau eu un răspuns la această întrebare. Ai, nu e posibil, că doar vreți să fiți președinte, nu? Dar unii chiar merită, domne, mama lor de propagandiști. Dar eu nu cred că sunt chemat să spun ăla da, ăla nu. E, nu, doamne ferește, nu o să spuneți acum cine trebuie executat, nu. Cam bancul ăla cu evreii care stăteau ascunși într-o casă și când bat unii la ușă energic, așa, ăștia întreabă dinăuntru: cine e? La care de afară: oameni buni, cât sunteți? 5. Și eu am auzit așa ceva. Vom vedea ce se întâmplă acolo. Sunt și eu curios. E, nu se mai întâmplă acum, dar s-a întâmplat, domnule Iohannis, s-a întâmplat. Slavă Domnului că nu se mai întâmplă. Dar nu ăsta este subiectul discuției noastre. Unele surse otrăvite, desigur, spun că ați avea chiar 7 case. Din motive de political correctness, nu pot să mă refer la ceva ce nu este. Domnule, deci nu înțeleg. Este sau nu este a 7-a casă? Să vă referiți la alt
alt punct. Nu, domnule, nu vă aprindeți așa. Eu voiam doar să vă ajut. Adică, într-un fel sună Iohannis 6 case și cu totul altfel sună Iohannis 7 case. Sau a 7-a e doar în plan acum. Dacă va fi cazul, credeți-mă că vă voi prezenta un proiect. A, uite, domne, că puteți și să râdeți. Se spune că nu puteți să râdeți. Păi în campanie trebuie să râdeți, domnule, așa, cu toți dinții. Puteți să râdeți pentru alegătorii dumneavoastră? Este interesant că mă întrebați. Domnul Iohannis, nu vă întreb, v-am spus, vreau să vă ajut. Vă rog să ne arătați dacă puteți să râdeți. Haideți, domnule Iohannis, că era perfect pe cuvânt, dar n-ați finalizat, domnule. Ia încă o dată, vă rog, dar râdeți așa, că... A? Vă rog. Așa, domnule Iohannis, așa, artistic, domnule, frumos. Aveți un zâmbet de Hollywood, pe cuvântul meu. Trebuie să-l lucrați un pic, e adevărat, dar și mai mult trebuie să lucrați la spate. Păi la câte babe de-alea de 1,50 m veți avea de pupat în campanie și astea disperate, domnul Iohannis, să agață, să urcă pe dumneavoastră așa, vă spun, la cum vă prezentați acum, n-aveți nicio șansă. Deci zâmbet și mobilitate, da? Ne-am înțeles? Hai, un pic pe la sală. Băi, ce zi bună a fost ieri pentru securiștii din întreaga țară. Pua, am putea spune chiar că a fost o zi mare. Ziua în care Parlamentul a făcut primul pas pentru redarea gloriei pierdute a securității. Da, mă, da, pentru că ieri, miercuri 11 iunie 2014, în Camera Deputaților s-a votat ca SRI, SIE și STS să nu mai plătească, băi, rovinieta pentru mașinile lor. Deputații au decis ca unitățile SRI, SIE, STS și cele ale administrației penitenciarelor să fie exceptate de la plata rovinietei, precum și autovehiculele Crucii Roșii, fiind modificată astfel o ordonanță a guvernului. A? Este că-i frumos? Păi se economisesc o grămadă de bani în felul ăsta, pentru că serviciile au mașini multe, bă, iar rovinieta pe un an e 123 de lei pentru un autoturism, iar pentru mașinile de transport poate să ajungă până la 5.000 de lei. E bine, bă, cum spuneam, dar să vezi acum ghesuială la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Păi toți foștii sau actualii turnători, colaboratori, ofițeri acoperiți vor dori și ei o adeverință de-aia, că au legături cu serviciile, nu? Păi trecute, prezente, nu contează, doar să scape de plata vinietei. Cum? Ziceți că nu-i mare lucru 123 de lei pe an? Vă înșelați pe bune? Păi, uite mă, domnul Sorin Roșca Stănescu, de exemplu, dânsul, da, are de dat băncilor o mulțime de bani. Credeți că îi strică o economie de 123 de lei? Sau legendarul analist ortodox Dan Ceachir? Da mă, ăsta turna la securitate pentru un pachet de țigări. Vă dați seama că 123 de lei poate să-și ia aproape un cartuș de țigări, desigur. Păi nu-i de colo. Ca să nu mai spunem de Nea Varanie. Da, Nea Varanie Voiculescu, omul care își turna la securitate familia. Păi ăsta cel puțin are o mulțime de mașini și ale lui și pe firme. Vă dați seama că dacă nu mai plătește câte 123 de lei pentru fiecare, le poate mări și salariile băieților de la televiziune? Angajații de la Intact îi spun cul mogul. Alo, domnul rege Cioabă, păi ce facem, bre, Acile? După ce l-ai trădat pe Băsescu, acum trădești și televiziunea aia care te promovează zi de zi? Păi tu dai informații la alte entități decât Acilea, bă, la postul batale tradițional? Ce n-ai, bă, bre? Păi cum care? Uite asta cu moneda țigarilor de pretutindeni.
Autointitulatul Rege al Romilor de pretutindeni Dorin Cioabă, proaspăt ales președinte al Uniunii Internaționale a Romilor, a declarat că romii din 37 de țări de pe 3 continente, Europa, Australia, America, vor avea propria monedă virtuală numită LOV de la Lovele, care va echivala pentru început cu un euro. Haoleu, dar stai puțin că interviul ăsta e plin de surprize, fiți atenți că habar n-aveați! Regele Cioabă, da bă, ăsta tânărul al nostru, Dorin, a fost ales președinte al romilor din 37 de țări. Deci regele a fost ales președinte, înțelegi? Mai departe, ca să știți și voi să nu muriți proști, premierul țiganilor e unul din Macedonia, iar șeful parlamentului romilor din toată lumea e un gagiu din Republica Moldova. Auzi, domnul Cioabă, dar de ce vă complicați așa, mă? Păi dacă tot ești rege și președinte, puteai să iei și celelalte funcții, domnule. E și un sistem de ăsta de guvernare, de ăsta original, propriu, și anume un sistem corcitură, nu? Iar după aia candidai și la președinția României, măcar să știi, n-ai o treabă. Și noi la prezidențiale o să avem candidat propriu, o să avem la alegerile locale generale, mergem pe listele noastre. Și ce-o fac fi? Oricum, ei nu vor lua voturile noastre, nici prezidențialele, nici. Că noi să avem candidatul nostru, chiar dacă știm că nu iasă, dar dăm voturile acolo. Și acum gata, destul cu politica, hai să revenim la Lovele, că e prea tare asta cu moneda țiganilor de pretutindeni. Se numește LOV de la Lovele și la început va fi echivalentă cu un euro. După aia o să aibă, bă, fluctuații ca orice monedă, dar nu trebuie să fii analist economic ca să-ți dai seama cine o să fie mai tare. Simt eu așa că dacă se adună mai multe lovele de-astea, îl bat pe euro de-i suna apa în cap, înțelegi? A, și încă ceva. Lovul ăsta, sau loveaua, cum mi se mai zice, este o monedă virtuală. Virtuală, adică așa cum e Bitcoinul ăla, mă, la asta se referă. Nu e virtuală în sensul că tu crezi că ai în buzunar și când colo, când să vrei să scoți teancul de lovele, constați că nu mai este, na. Hai, bă, terminați cu exagerările. Păi ca să spure moneda virtuală, îi trebuie lui o mână virtuală, nu? Ceea ce nu s-a inventat încă. Dar se lucrează, să știți. Vin încoace să-ți arăt, măi, cărțile pe față. Multă dragoste și bani te așteaptă în viață. Da, mă, știu că voi credeți despre mine că sunt rău, mai ales cu unii colegi din presă, dar să știți că nu e chiar așa. Eu, în adâncul sufletului meu, sunt un om bun, băi, milos, iertător, plâng deseori la emisiunile unor propagandiști, văzând ce sunt obligat să facă pentru un colț de pâine. Iar când vine vorba de a sări în ajutorul celor de pe la alte posturi de televiziune, sunt primul, pe cuvânt. Uitați, acum sufăr enorm din cauza unei nedreptăți care îi se întâmplă Antenei 3. Da, da, chiar sufăr, să știți. Mai întâi să vedem despre ce nedreptate este vorba. Antena 3 este nominalizată de două ori în această finală a unui important festival de televiziune, patronat chiar de prințul Albert de Monaco. Mihai Hâdea și alți colegi din Antena 3 se află acolo, în seara în care se anunță premiile, le ținem pumnii. Nu, nu asta e nedreptatea, bă. Adică nu-i nimic nedrept că Radu Tudor face emisiuni în locul lui Gâdea. Nedrept este că Antena 3 n-a luat absolut niciun premiu la festivalul de televiziune de la Monte Carlo. Bă, dar niciun premiu. Credeți că asta se poate întâmpla unei televiziuni atât de premiate la New York Festival din Las Vegas, mă? Nu se poate, fără ca la mijloc să fie o mare machinațiune, mă, un complot, o măgărie. Băi, Albert de Monaco, băi, prinț pârlit, tu crezi că noi nu știm ce jocuri faci? A? Băi, nene, bă, degeaba vă credeți deștepți dacă nu sunteți în stare să vă acoperiți urmele. Ia zi, băi, Alberte, pe ăștia doi îi știi?
Păi normal că știi că doar joacă table la tine în sat, în Monte Carlo, acolo. Sunt Adrian Videanu și Bebe Ionescu, da? Adică pedelistul lui Băsescu și cuscrul lui Băsescu. Păi tu vrei să te credem că Antena 3 n-a luat niciun premiu fără să-ți bași tu coada? Sigur că ai făcut tot posibilul să-i împiedici, bă, că doar te-au rugat prietenii tăi, Cuscru și borduristul Băse. Să-ți fie rușine, bă, Alberte, să-ți fie rușine. Ai trădat o televiziune de calitate, bă, singura afiliată CNN International, ca să le faci tu pe plac băsiștilor. Bă, de fapt, știi ce? Și tu ești un băsist, băi, băsistule care ești. Stai să vină băieții acasă, Doamne, să vezi ce-ți face Ciuvică. Stai numai să vezi, stai așa, e bine. Gata, frate, s-a lansat candidatul PMP la președinție. Propagandiștii s-au conformat, fac frumos seara la televizor. Cristian Diaconescu, garantat de Traian Băsescu. Mamă, băi, Radule, asta e ca și cum viitoarea Academie Anti-Evaziune ar purta numele de Sorin Blejnar. sau ca și cum Elena Udrea ar candida pentru șefia unui partid de intelectuali și ar și câștiga. A, stai, că de fapt asta s-a întâmplat. Mă rog, ideea e că ordinul pe unitate este foarte clar. Presa băsistă trebuie să spună cât de bun și de competent este domnul Cristian Diaconescu. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, cât ar fi de minunat, da, domnule Diaconescu, ca viitorul președinte al României să aibă un consilier de calibru dumneavoastră? Cât de minunat ar fi și cât de bine ar ști și situația din Ucraina și cea euroatlantică? Hopa! Ce-i cu ăsta, mă? Bă, ăsta nu e Tudor Barbu ăla? Păi și nu e de la PNL? Adică a fost la PPDD, așa a fost ales el, apoi a trecut la PC, iar acum e mare liberal, mă. Deci liberalul Barbu crede că ar fi minunat să avem un președinte de calibrul lui Diaconescu? De calibrul lui Cristian Diaconescu, mă? Bă, ești nebun? Iar să mută ăsta, mă, vrea la PMP? Doamna Udrea, l-ați auzit pe ăsta, doamnă? Dar Turcescu nu era acolo, mă? Profilul de candidat pe care îl visează la un moment dat americanii este, repet, un fost diplomat. Greșesc dacă ne gândim la faptul că partenerii noștri occidentali se gândesc că un astfel de profil de președinte ar fi interesant, ca să nu spun mai mult, pentru toată lumea. A, nu era pregătit, bă, nu i se dăduse tema exact. O știa Barbu și nu știa el. Dar a recuperat, bă, a scris pe blog apoi, a doua zi. Auzi, bă, trebuie să fie acceptat și validat de Traian Băsescu. Băi, Turcescule, bă, cât de tare ești! Mai aveai să scrii că pe viitorul președinte trebuie să-l cheme Cristian Diaconescu, pentru că așa au cerut americanii, domne. Aiurea, ce înseamnă, bă, să rămâi fidel cauzei până la capăt, chiar dacă devii penibil. Băi, Roberte, bă, la cum arată în sondaje, Băsescu mai poate valida peste câteva luni doar gradele din țuica de la Nana, mă. Bine, s-ar putea să te lipești și tu de un deca acolo, dacă le vei spune cum trebuie până în noiembrie.